tradiționalele mulțumiri. Dar e prea puțin. Mulțumirea poate să fie un lucru, o vorbă sau un cuvânt de prețuire. Mulțumirea poate să fie și o amintire pe care o aduci în prezent. Mulțumirea poate să fie și un gând ascuns, sub care cine știe ce gânduri necurate te poartă. Mulțumirile sunt cei care le auzim zi de zi, le citim în fiecare clipă prin ziarele noastre. Și nu de acum numai, și în trecut. Cum încep să vorbim în prezent, cum încep bucuria și să puteți să vă lăsați să vorbesc. Ei, frate. Mulțumirile mele sunt acum direcție frontale și sunt adresate bunului meu prieten care cu o încăpățânare demnă, nu știu, ești al doilea în timp, nu are, nu, Muntean și poate cu să e comisia noastră, da. Le încearcă și le mutește, cu toate că, a zice eu, cu oarecare experiență și cu o îndelungată viață, de voia Domnului, ar fi trebuit aici să fie balconul plin de foștii mei elevi, de foștii mei studenți, că aici să se înghesuie, să stăm în picioare, să ascultăm și noi pe unii mai în vârstă decât noi și poate chiar să facem și un bilanț solt, un bilanț de inventar. Acesta pe trecut. De câte ori institutul nostru a fost pus la mezat, Institutul Academiei, primul institut de istorie contemporană, așa a rămas ultimul, dar a fost și primul, nu știu, care nu-și prea găsea locul și nici misiunea, nici misia, nu? Chiar un cineva care conducea o instituție măreață a zis ce caut institutul ăsta lui Ciuceanu, cel mai des groapă e morții care și așa au col deasupra lor, adică uitarea. Că printre alte virtuți pe care neamul nostru le are, uită binele, dar mai ales le dispui să repete rău. Acum virtuțe pe care o avem noi este că suntem oarecum religioși de duminica. Ne aducem aminte de caz de Sfântuirie, că lumea trecută a fost o lună când am sărbătorit și noi ceva. Cenaxarul este un fel de enigmă pentru majoritatea creștinilor. Pentru cei care sunt de tineri, Cenaxarul înseamnă ordinea pomenirilor, ordinea sărbătorilor din calendar. Trec pe asta să introducere, să zic oarecum realistă, ca să mi spunem la altfel. Și permiteți-mi să vă prezint. Sunt crescut cu organizația generalului Iacu Carlovaț. Această organizație s-a numit, deci în așa de esență, Oltenia. Și a avut de comandat suprem pe Horia Macelar, pe care eu ne trebuie cu glumă cu încă cineva de la Academie Română, zicem, Dânsul și cu Gheorghe, un vânător de munte, îi propune să fie numiți, așa după cum, după primul război mondial, prezan general pe vremea aceea, a fost un membru al Academiei de onoare, așa după cum a venit cu puțin mai târziu, așa după cum chiar și regii noștri, pe anumite virtute, plus sau minus, mă rog, mi-ar părea rău să aducă și Carol al doilea a fost membru de onoare. Da? Așa sunt titlurile, să zic, care se dau pe structurșe. Eu, iar Ramescu, a fost împușcat în cap. Am avut grijă să văd radiografia, nu? Am fost la Moscova, am încercat să luăm documente și ce am luat. Mi-a convins că, într-adevăr, a fost asasinat. Pe vremea lui țin. Notați-vă. De restul, am mai dat un exemplu de cei care au cucerit Sahara. Biotei a fost numit membru al Academiei Franceze. Am dat un telefon la un
acelea tot, câți militari avem? A, păi nici mă moare cu gata, pe eroi nu. Nu-i tăcere. Mai mult decât tăcere, e și nu-i stingo. Este și, să zic așa, stai domne, și faptă, și are dânsul pe masă, pe birou. Și lucrare fundamentală. Păi mai fundei mai mult decât că ți-ai fi țara, mai mult decât că te-ai dus cu pieptul și că ai avut și o capacitate ca să nu mai vorbesc de alții, nu? Nu. Asta nu te obligă cu țara să le recunoști scânteia de geniu. Un Popescu sanitar n-ar merita să aibă pentru cei care sunt destinări, Mărășeștiul, dacă nu avea în spate divizia lui Popescu sanitarul, nemții ne terminaseră până la ora 2. Omul ăsta a luat toată divizia, 10-12 mii de oameni, a băgat și ei din sanitar și a dat nevoală peste ei. Așa am ieșit noi cu această, eu știu, izbândă istorică, națională a noastră și care are chiar o răspângere. Și acum am fost odată la francezi și m-au salutat pentru Mărășești. Domnilor, istoria e foarte afurisită. Ai impresia că ai îngropat-o, ai impresia că ai dat-o deoparte, că ai pus pomoare peste ea, că te-ai dus la 6 metri de desubt și ai deasupra o placă de beton. Nu întâmplător vă spun la acesta. În general, eu am un obicei prost. Nu mă repet la ceea ce am vorbit la Brașov sau am vorbit la București, iar altă, la casa și. Acolo s-a zis ultimul comunist și omul care ne-a îngropat pe noi. A îngropat Ireneul de la Pitești, Gheorghiu Deș. Pe ceilalți am evacuat. Și în rotunda aia așa, dar și ce era înăuntru. Pe el am lăsat la 6 metri sub placa, sub orizontul 0 și l-am lăsat acolo să ne fie amintire de minte. Și să știm că atunci când țara este cotropită, poate aș fi meritat să murim mai mulți. Vă dau un exemplu. Am avut prilejul să stau de vorbă cu ofițeri superiori sovietici, încă sovietici. Și uși, dar special după. Mi-au spus niște lucruri teribile despre noi. Buni sostași dacă aveți armament. Însă, nu, vă lipsește doza de romantism. Vă lipsește doza de jertfă. Iar pe un drag corespondent al unor ziare americane, care are și o carte, verde seamă, n-are importanță că mai știu de ce națiune, de ce o vârșe, scrie că după Stalingrad a fost un fel de plimbare a Armatei Roșii, Armatei Sovietice, în ciuda unor nuclee care s-au luptat până la ultima ființă. Vă las pe dumneavoastră să judecați cine putea să facă parte din aceste nuclee care, evident, cu voi am de peste 1 milion de ruși și peste 3.000 de tăi. Ar fi cu păcat, din parte, să vă spun că în această organizație din care am făcut parte, nu au fost și oameni de înaltă calitate. Cu Olenu Hărălău, care a fost cu mâna lipsă de la Cotoștă 1, 1767, da? A fost bătut de maiorul Oancă. Dacă vă duceți în cimitirul Bureni, de la Craiova, veți vedea pe partea dreaptă un mauzoleu făcut de către domnul colonel Oancă, Marin Oancă, fost cizmaier sau școli de cizmaier, și care ne-a bătut sălbatic. Eram tineri, dar când ne-a bătut pe noi, poate merita. Fiindcă când ești la tinerețe, să fie cu iertare, nu prea poți ușor să spui că ai luptat și acum ai ridici mâinile în sus. Dar, dincolo de acest lucru, în cimitirul acesta de la Mugureni,
veți vedea fotografia lui scrisă Moteni își aduc aminte că el a fost unul dintre sadicii de cărării regionale preot. Mai avem acolo o amintire pe capitanul Ian Grubu, capitan în securitatea poporului. Cum de-a ajuns să fie erou? Și totuși s-a rămas erou. 4 ani de zile, capitanul, șef al stației de telegrafie și la tot ce însemna mijloace tehnice, i-a dat generalului care l-a luat informații. Acest om, bineînțeles că a murit asasinat și el. Rezistența domnilor, spunea Nicolae Cananino, sper că unii dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte cine a fost redactorul șef de la ziarul Dreptate și pe care Nomina Odioza, după revoluția asta noastră, așa cum a fost, mă rog, a fost revoluție, sute de mii de oameni au ieșit în stradă, l-au cam îndepărtat, l-au cam ținut. Iar noi ăștia care am făcut cu el pușcărie, ca și pe Romulian, în fine, s-au petrecut lucruri pe care altă dată, poate anii viitori, dacă mă veți invita, am să vă povestesc. Vedeți dumneavoastră, anii te obligă la ceva, dacă ești istoric, la memorie și la pieptăneale ei. N-am să vă vorbesc, de exemplu, fiindcă nu este cazul, ce s-a petrecut cu procesele verbale după Revoluția din 1907, unde au fost astea și cine a dat ordine. N-am să vă spun ce 15 divizii românești care trebuia să apere Nistru și formă Prutul, dar Nistru, nu? Le-am dat formă rușilor contra costele. Le-am dat și au luptat din corp. Nu poate odată, dacă sunt provocat, să-mi permiteți să vorbesc despre vizita pe care Mareșal Antonescu a face în 20-21 ca să ne vin cu Moldovii. Unde de peste generalii lui și muncește o noapte întreagă. Acestea sunt accidente. Totuși, istoricul are două datorii. Să nu le mutileze, să nu le dea cum. Am dat eu la un ziar când a fost vorba de niște proprietăți care s-au luat și s-au dat peste graniță și i-a dat directorului de la evenimentul și a apărut omul cu totul altceva de ce i-a spus lui. Nu l-am mai felicitat, pentru că mi-am zis că e prea dobitoc și nu mai e să-i adresez eu cu cuvânt de mulțime. Doamne și domnilor, istoria a spus că e și perfidă. Fiindcă nu se devoalează imediat. A zice eu, urmăriște pe cei care sunt mai înzestrați. Țărăniștii au avut un om provenit din Biserica de Extern, care l-am cunoscut și era contra cel mai deștept dintre ei și pe bună dreptate. Data viitoare, am să vă spun numele lui. A murit și el în gula nostru. Apropo de gula, nu știu ce să zic. Cât a fost al nostru, cât a fost al altora. Dacă cumva la Pitești a fost mai mult de bună, a fost o exterminare a cui? A tineretului. Și tineretul este un om viitor. Este cel care preia. El vine după noi, vine după mine, după fiecare dintre noastre care a depășit un 50-60 de ani. O mai știu cât. A vorbit despre eroi înseamnă întâi a putea să te substitui, să încerci, să stai, să te apuce o noapte numai la minus 30 de grade când suflă clivățul, pe plasa picături, pe retezatul din sud de nord, prin făgăraș, pe sub, pe scară, pe motovean, pe potrar.
Mă rau și eu să-l luați numele de rău. Am fost unul din cei mai buni ghizi și cunoscători. Aveam 20 de ani ai Carpaților Meridionali. Pe mine m-a arestat când am venit de pe muntele Cozia. Am avut șansa să-mi trimit două colaboratoare, două studente, să le trimit acasă. Și nu m-am mai gândit. N-au intrat în locul acela. Apropo de asta, mai facem și puține școală asupra metodelor sau asupra celor ce trebuie să fie o ordine încă de, eu știu, de jurnal, de făcut și făcut din fier. Ce trebuie să știe când ești alistat, ce trebuie să știe de tine dacă nu ești mort. Fică niciodată nu lăsam ca vanța noștri să fie remit dacă se putea a salva bine, altfel cartuși. Fică luăm ceilalți, privind de cap și formă, evident, știți foarte bine urbanistele, acelea compite de la acțiune. Eu urmez de la acțiune tot ce s-a dat, tot ce a fost capturat pe baza unor neiobii. Vă dau un exemplu. Grupul Jijie. Ați auzit de grupul Jijie? Evident că cei care este. Grupul Jijie a fost un fel de o fi copiat ei, ceea ce au avut francezii, mai bine zis, comuniștii francezi, în Puy de Dôme, sau în 40 au organizat în metropul Franței, este un platou. Și platoul s-a adunat 1500 de oameni care erau făceau parte de rezidența franceză și care așteptau și clipa că nemții vor fi mai prinși cu debarcarea și atace din spate. Nemții au tipuit povestea asta și evident că divizia Das Reich cu două batalioane a terminat, că n-aveau artilerie ușoară de munte, n-aveau mâncătoare și a terminat. Dar ce legătură între cei din Franța cu noi? Este. Un grup din comanda legionară, numele aici n-a legionul să le dau, hotărâi să facă undeva în munții Otenii se fac un fel de Puy de Dôme, Odișul Central. Și le fac ei pe Vaga Mălinului, există în masivul Bistriței, care sunteți de pe râmbi cu Vâlcea, poate ați auzit, lângă mănăstirea Bistrița Nord, există acolo o ascultătoare care se compunea din munți stâncoși pe stânga și pe dreapta și pe și jos la buza apei exista posibilitatea să zice ce? Un campament. Și încetul cu încetul, cei care erau urmăriți în București sau în alte orașe, veneau aici. Știți cum au sfârșit? Tragic. De ce? Fică comandanților nu știau ce înseamnă partizan, nu știau ce înseamnă luptă pentru nimic. Vă dau sub beneficiu de inventar. Un moment, că totuși suntem aici în cinstea celor care luptă. Ei n-au făcut greșelile celor de atunci. Ei au venit mai târziu, în 51. Asta pe decât de 44. Într-o bună zi, pe semne, fiind cu 30, 28-30, am un volum întreg scos pentru această nenorocire și care aparține șefilor. Aparține celor care, de ca și cum aș duce acum la un telescop și aș încerca eu, ziua și la noaptea, să văd, eu știu ce imagine a unui stele, care poate nu a existat, sau poate mi-am imaginat că și am început că rezistența e o glumă. E așa un joc. Eu stau de față ascunsele. Eu mă ascund unde vreau. Eu stau liniștit. Stau pe loc. Prima greșeală în regulamentul nostru de fier, să nu stai mai mult de o săptămână pe un loc.
chiar dacă poate avea o singură amendament, dacă ne înjură, dacă poate avea discuri, dacă era o ploaie de aia cumplită, dar în special dacă ne înjură și dacă poate avea discuri, fiindcă acolo nu mai veneau cei de jos. În ajunul unei sfânt de sărbători, pun mâna pe doi secuși. Îi cheamă. Și de aici urmează o parodie. O parodie care se poate sfârși tragic. Așa după cum au fost. Îi cheamă și ghicești pe științii noi. Unul era sărge, era plutonier, altul era locotenent sau locotenent major. Și-a scăutat mâinile rociților dialogul acesta. Vedeți după noi? Noi suntem niște amăreți care fugim de voi. Ce vreți să vă împușcăm? Că, în mod normal, trebuie să împușcăm. Păi am început să spui una de trei copii, la cum a zis, la 10, că altul care a divorțat și îl iubește pe acest. Juliu, nu vă mai spun, că n-am voie să vă spun. Este de necresut. Mică doi erau cu școală înainte de 40. Și acest. Rezultatul comisiei le dă drum. Până la ora 12:01 noaptea, la 1300 de metri, cei doi pleacă. Cred că au fugit, cred că eu știu ce personal mitologic mai putea să fugă precum ei. Jos la Bistrița, telefon de la ospatul Șilecă, era jandarmerie, era la loc normal. Telefon imediat la Drăgășan, telefon imediat la batalionul de intervenție de la Râmnicu Vâlcea. Vă dau amănuntele altă dată. Ce este că în mai puțin de 24 de ore, grupul a fost înconjurat, se îngadeaptă pe trei coloane și a urmat, s-a cazut un film de cowboy de ăștia, în care sunt surprinși de o bandă, ei vând, ei stând în fundul nevoit. Cam așa. Au fost împușcați, s-a făcut. I-a pus la parângă, chiar niciunul de dumneavoastră nu știe ce înseamnă parângă. Dar nimeni a fost la vânătoare de dumneavoastră. Băi, frate, am de-a face mai cu o șuvete curată. Vânatul omorât, îl pui pe un stâlp și îl duci pe spinare. Am lăsat la parângă. Așa s-au dus eroii noștri. Săraci, peste noapte eroi, martiri, da, eroi. Numai doi au reușit să tragă și mi se pare că pe un vărsaș l-a venit la un număr. Vă dau acest exemplu ca să știți că rezistența a fost o glumă. Mi-a fost un joc. Rezistența a fost și a fost, trebuia să fie purtată de cei mai buni. Și cei mai buni erau cei pregătiți. Pentru mine rămâne o întrebare. O întrebare care n-am putut să o rezolv. Care era datoria celor din grupul central și grupurile fără mințate ale celor care știau ce înseamnă arma? Când ai pus până pe ea. Am întrebat toată, iertați-mă, pe MAPI 90 se declară toți în rezistență. Toți fusese luptători bune. Eu ce am făcut? Am cerut la muzeul militar să-mi aducă o 30-40 de arme de epocă, parabelul chinezesc, Schmeisser, Orița, puștile, Manică, Lăbărul ăla lung de tot, le-am pus în biroul meu și le-am acoperit. Și am zis, mă, frate, vă cred. Dar dați-mi și voi cu ce ați luptat. Cu ZB-ul ăla, ce-o să fac, ce-o românesc, mai lung puțin. Unii au zis, profesor, am urmit și noi, n-am fost. Alții s-au dus și am spus, alegeți armele cu aia. Și eu, mi-a dat cum dorme. Pe ce dorme? Unii spuneau, pe ce tine? Și unii i-am îndrăznit să spui, vă rog, poftiți afară, fiindcă dacă ai fost partizan, ai fi dormit pe armă. Pe asta, pe tâmplă se punea armă. Cu ce? Cu piedica trasă. Ca să poți răspunde. Capitanul meu, care m-a învățat să fiu, mi-a dat un picior odată, în spate, era clipa să se cadă în prăpastă. Deci mă ne-a norocitului.
te-ai dus în, în bunker, unde aveai tu, în colibă, cum ziceam, la tine ei, așa, în adăpost, te-ai dus cu grenadele la tine. Pe ce aș fi fost dacă de afară sau ca una, pe să le-am omorat pe toți care l-au omorat. Vă dau acestea mănunte pentru a intra în viața unui partizan, în viața unui luptător. Normal, că nici eu nu mai reușesc să-mi aduc aminte. Fiindcă nu mai există acea emoție, nu mai este acea frică, nu mai există acea viață în absolut. Îți făcea rugăciunea și nu știi dacă în orice următoare o poți încheia cu un amin sau un amin. Domnul și Domnul, închei această prezentare a mea, citindu-mă ceva. Acum o 12 ani am scos o carte în cinste fără așa. Am muncit 3 zile, poate am reușit. 3 zile, poate 3 ani am reușit. Și-ți modestia că toată aia e excesivă. Permiteți-mi să mă așez. Fică pot să te reconcentrate că am scris-o din suflet. Cartea se intitulează Rezistența armată de munții Făgărași. Vă anunț că m-am încă 20 de exemplare. O 7-lea m-am zis la București. Citez. Rezistența ca armă în mâna împotriva celor fără Dumnezeu, bezbožnici, să spunem, și patrie, a devenit o realitate istorică, virgulă, dar și emoțională, depășind normele emblematice ale unor identități politice conjunturale. Frumos, dacă le fac și politică aici, că voi gata. Ea a fost și va rămâne, în ciuda unor cronicari improvizați, tot avea, reacția unui popor potropit și umilit la el acasă. Și pentru că în spatele batalionului de securitate se găsea armata sovietică de ocupație, vă rog să rețineți de ocupație, lupta lor, fără speranță de a învinge sau supraviețui, va dărâmi ca o operă. Vă mulțumesc!